Doamnelor, domnilor, bună seara! Sunt Ferența Miuchea și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Sănătatea Noastră și mulțumesc că sunteți alături de Televiziunea Târgu Mureș și în această seară la o discuție despre sănătatea noastră. Subiectul din această seară este chirurgia minim-invazivă. În chirurgia deschisă, chirurgul are un contact direct cu pacientul și vizualizează direct câmpul operator, iar în chirurgia minim-invazivă, operatorul are un contact limitat cu pacientul. În ultimii ani s-a dezvoltat chirurgia robotică, în care chirurgul operează și manipulează instrumente specifice. Noile tehnologii apărute în ultimii ani în chirurgia minim-invazivă au impus educarea continuă a întregului personal medical. Abilitățile necesare chirurgiei minim-invazive sunt dificil de însușit, folosind modelul clasic de învățământ chirurgical. Toate intervențiile chirurgicale necesită o anumită abilitate a chirurgului, dar în chirurgia minim-invazivă este nevoie de un spectru larg de abilități, tehnice, decizie chirurgicală, muncă în echipă. Deci în acest domeniu se impune un training intensiv și specific. Invitatul meu din această seară este domnul dr. Călin Crăciun, medic primar chirurg la Spitalul Clinic Județean Mureș, asistent universitar la Universitatea de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș. Domnule doctor, bună seara, bine ați revenit la Televiziunea Târgu Mureș la Sănătatea Bună noastră. Seara și dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră. Vă mulțumesc foarte mult că din nou ați acceptat invitația să reveniți la această emisiune și în această emisiune să discutăm despre chirurgia minim-invazivă. Cu multă plăcere. Sperăm să fim de folos în sentimentul telespectatorilor dumneavoastră. Cu siguranță. Domnule doctor, chirurgia minim-invazivă reprezintă o procedură medicală în care un chirurg inserează un laparoscop sau un endoscop ce conține o cameră video, precum și o serie de instrumente chirurgicale și folosește incizii de dimensiuni foarte mici sau prin cavități naturale în corpul pacientului. De ce este atât de important să știm despre chirurgia minim-invazivă? Vedeți dumneavoastră, foarte bine ați menționat ce ați menționat până în prezent, însă eu aș vrea să detailez un pic cele spuse de dumneavoastră și să spunem telespectatorilor că chirurgia minim-invazivă este de fapt un concept. Un concept conform căruia chirurgul trebuie să-și atingă scopul cu un minim de mijloace, cu un minim de gesturi, astfel încât să respecte la maximum țesuturile, organele pacientului și să supună acest pacient la o intervenție chirurgicală cât mai puțin agresivă, cât mai rapidă și care să aibă cea mai mare eficiență, deci de o eficiență maximă. Sigur că dacă ne uităm bine la aceasta și considerăm acest concept sau definiția acestui concept, așa cum am menționat-o, așa cum a spus și dumneavoastră, chirurgia laparoscopică este practic vârful de lance al chirurgiei minim-invazive. Poate cu excepția timpului scurt al intervenției chirurgicale, zic poate numai cu excepția acestuia, chirurgia laparoscopică se mulează perfect pe principiul minim-invaziv. De aceea, probabil că astăzi o să ne referim mai mult la chirurgia laparoscopică, dar aș vrea totuși să trag atenția pacienților și asupra câtorva aspecte minim-invazive, deci de chirurgie minim-invazive, care nu sunt neapărat laparoscopice. Și aș vrea să și explicați ce înseamnă de fapt chirurgie minim-invazivă pe lângă laparoscopie. Vedeți dumneavoastră, pe lângă laparoscopie, în ultima perioadă, de fapt, ultima perioadă însemnând mai mult de 25-30 de ani, există o tendință clară de a face intervenții chirurgicale conform protocolului sau conform principiului pe care l-am menționat și să abandonăm treptat sau, dacă este posibil, complet ideile mai vechi conform căruia incizie mare, chirurg mare. Așa ceva astăzi nu mai este acceptat. Multă vreme intervențiile chirurgicale erau făcute cu scopul de a rezolva patologia, problema, boala pacientului, lăsând la o parte
agresivitatea asupra organismului uman și de multe ori suferința pacientului, chiar dacă trecea peste episodul patologic respectiv, era dată postoperator de efecte secundare ale intervenției chirurgicale, incizii mari, sacrificii mari de țesuturi, poate chiar de organe care nu aveau legătură cu intervenția chirurgicală. Așa ceva în chirurgia modernă, în chirurgia de astăzi, nu mai este acceptat. Indiferent că discutăm despre chirurgia laparoscopică, în chirurgia laparoscopică asta este ținta, țelul, este chirurgia de catifea, dacă doriți, dar și în chirurgia deschisă trebuie să o facem minimum agresiv, să ne referim strict la patologia pe care o are pacientul nostru. O să detailăm probabil dacă vom avea timp și ne încadrăm în timp necesar. Cât de importantă este endoscopia în această chirurgie minim invazivă? Extrem de importantă. Practic, vedeți dumneavoastră chirurgia laparoscopică și ne oprim un pic aici, endoscopică, laparoscopică, robotică, dacă vreți dumneavoastră, a putut fi dezvoltată numai după ce s-au implementat câteva descoperiri tehnice importante. Eu consider că succesele importante în chirurgia laparoscopică, robotică, chiar și în endoscopică, s-au putut realiza în momentul în care s-a putut transmite lumina rece spre organismul uman, în cavități, organe și așa mai departe, s-a putut prelua imagine de acolo și a putut fi prelucrată această imagine corespunzător. Atunci s-a putut dezvolta chirurgia laparoscopică. Acest lucru s-a întâmplat practic doar în a doua jumătate a anilor 80, pentru că tendințe de chirurgie minim-invazive laparoscopice, fie pe oameni, fie pe animale, au fost efectuate de multă vreme, poate chiar la începutul secolului trecut, când s-au făcut diverse endoscopii sau accese directe, fie cum ar fi otoscopii, rectoscopii, dar se foloseau niște instrumente rigide cu consecințe și rezultate care, greu de spus că erau succes. Erau, mă rog, mai mult aventură decât terapie. Astăzi, sau mai bine zis, de la jumătatea anilor 80, când s-a dezvoltat și au prins aceste elemente, practic chirurgia laparoscopică, robotică și endoscopia au explodat în dezvoltare. Ceea ce ni se părea acum 25 de ani imposibil, astăzi este, practic, sunt intervenții curente. Un tip de intervenție în care accesul se face prin intermediul orificiilor naturale este importantă? Sigur că da. Sau este important? Aici este foarte interesant întrebarea dumneavoastră. La începutul chirurgiei laparoscopice, așa cum ați spus și la începutul emisiunii dumneavoastră, printr-un acces minim în peretele abdominal se introduc trocare de lucru, o cameră de un laparoscop, o cameră de luat vederi, se creează un câmp de lucru în interiorul căruia chirurgul se desfășoară minim invaziv, strict localizat, intervenția chirurgicală. Însă dacă ne uităm cu atenție, aici este vorba de un acces prin peretele abdominal, deși minim invaziv, atât de porniți spre dezvoltare au fost chirurgii, încât au abordat și tehnicile de acces în cavitatea abdominală sau în alte cavități prin așa numitele orificii naturale sau single port sau printr-un singur orificiu folosind instrumente din ce în ce mai sofisticate. Astăzi se mai fac intervenții chirurgicale, știu eu, de colegi stectomie prin abord transrectal, transvaginal sau chiar intervenții chirurgicale mai laborioase prin așa numitul single port acces, prin care un singur trocar se introduc mai multe instrumente ca să fie pe înțelesul tuturor și doar printr-o singură incizie se poate efectua intervenția chirurgicală respectivă. Ceea ce acum 25-30 de ani se părea o aventură, astăzi sunt tehnici care se efectuează. Sau prin cavitatea bucală, de exemplu, să aibă acces în... Sigur că da. Deci inclusiv aceste tipuri de tehnici chirurgicale care sunt de fapt de endoscopie digestivă și care de la simpla endoscopie exploratorie, care se făcea astăzi, diagnostică, da, s-a trecut încet, încet la mici intervenții chirurgicale, în care de extirpare de polip, de rezolvarea unor hemoragii digestive, în fine, fel de tehnici chirurgicale care sunt extrem de folositoare și în beneficiu pacienților noștri. Chirurgia minim-invazivă reprezintă
foarte multe avantaje pentru pacient. Care sunt acestea comparativ cu operațiile și cu intervențiile clasice? Cele mai multe avantaje sunt pentru pacienți. Așa cum v-am spus, chirurgia laparoscopică, datorită faptului că realizează o minimă agresivitate asupra țesuturilor, chiar și căile de acces sunt foarte mici, inciziile sunt cele mai mari de 10 mm, deci de 1 cm, 3-4, în funcție de tipul de intervenție chirurgicală. Sigur că recuperarea pacientului după intervenția chirurgicală este mult sau semnificativ diminuată. Multe dintre intervențiile chirurgicale, de exemplu colecistectomia pentru litiaza biliară, care se făcea în mod clasic și dura o internare până la 7-10 zile, astăzi colecistectomia, în afara unor complicații, este practic trecută în categoria intervențiilor chirurgicale de o singură zi, single day surgery. Este o intervenție care se poate face astăzi și astăzi se externează pacientul nostru, tocmai datorită absenței unor agresivități asupra organism, asupra țesuturilor sau altor organe. Ne mai vorbim de hemoragii și de infecție. Categoric asta. Expunerea pacientului la complicațiile unor intervenții chirurgicale mai mari. Patologia de plagă, de exemplu, care la parotomia pune, sigur, complicații care pot să provină doar de la plaga respectivă. Iar pentru chirurg este mai ușor sau mai greu? Nu, asta este atât de important. Important este pentru pacient. Pentru chirurg, să știți, la început părea mai dificil. Încet, încet, pe măsură ce ne-am obișnuit cu această tehnică, pentru că tehnica laparoscopică pentru chirurg are un pic dezavantajul că este o imagine, la început era o imagine bidimensională, acum sunt și imagini de tip 3D, lipsește totuși simțul tactil, palpatoric, care chirurgii clasici erau obișnuiți să palpeze, însă cu antrenament, cu sârguință, cu adaptare, chirurgii devin din ce în ce mai performanți și pot realiza intervenții chirurgicale din ce în ce mai dificile. Eu stau și mă uit acum la colegii mei mai tineri, la rezidenți și sunt mai degrabă laparoscopiști decât chirurgi clasici. Aici sau întotdeauna sunt interesați imediat de cursuri de pregătire, de antrenament în chirurgie laparoscopică. Ori noi când am început chirurgia, am început-o cu suturile, cu alte tipuri de antrenament, ca să mă exprim așa. Asta este noua generație de chirurgi, de chirurgie laparoscopică, robotică, endoscopică sau alte tehnici, mă rog. Chirurgia mini-invazivă oferă chirurgului control direct asupra operației? Să știți că există un control al intervenției chirurgicale în toate tipurile de intervenție. Orice intervenție chirurgicală are un anumit protocol, un anumit timp operator pe care chirurgii îl cunosc și care îl respectă cu strictețe. Sigur că diferă față de cel din chirurgia clasică, dar dacă respecti timpii operator și ești bine antrenat în chirurgia laparoscopică, nu poate să fie un impediment pentru o intervenție chirurgicală. Dar trebuie să mai menționăm un lucru. În spatele unui chirurg laparoscopist totdeauna trebuie să stea și un chirurg de chirurgie digestivă, adică de un chirurg de chirurgie generală, de chirurgie clasică. Sunt totdeauna, sau poate exista în orice moment al chirurgiei laparoscopice, un moment care trebuie convertită intervenția chirurgicală la tipul clasic, din diverse motive, fie anatomice, de leziune locală, etc., etc. Sunt foarte multe motive. De aceea trebuie să trecem. Sigur că rare, din ce în ce mai rare cazurile față de începuturile chirurgiei laparoscopice, dar trebuie avut în vedere și acest aspect. Cum se poate realiza controlul asupra acelor instrumente pe care trebuie să le folosească chirurgul? Controlul se face prin mult antrenament. În primul rând, mult antrenament, multă pregătire, atât teoretică cât și practică. Până poți să deprinzi mișcările tipice
intervențiilor chirurgicale laparoscopice, care, trebuie să recunoaștem, sunt diferite față de cele din chirurgia clasică, însă cu multă pregătire, multă dăruință, multă răbdare, se poate învăța foarte ușor tehnica chirurgicală laparoscopică. Și aici revin la ideea care am spus-o anterior, observ la colegii mai tineri că sunt mult mai rapizi în a deprinde tehnica laparoscopică. Poate că ăsta este și viitorul chirurgiei. Întâi chirurgia laparoscopică și după aceea chirurgia clasică. Noi, sau eu cel puțin, fac parte din generația care am început întâi chirurgia deschisă și după clasică și după aceea chirurgia laparoscopică. Să înțelegem că nu este vorba despre o altă chirurgie, ci mai mult despre o altă modalitate de a face chirurgie? Corect. Da, altă modalitate de a face chirurgie. Modalitatea minim invazivă este vârful de lance, cum am spus, briliantul chirurgiei, chirurgia laparoscopică. Durerile postoperatorii cu siguranță sunt mult mai reduse. Absolut, absolut. Având în vedere că agresivitatea este mult scăzută și durerile postoperatorii, suferința pacienților este mult mai mică. Atunci când se fac intervenții chirurgicale mai laborioase, când mai ales în, să zic așa, în afecțiunile neoplazice, când trebuie făcute exereze largi de organe învecinate care nu sunt direct implicate în patologie, sigur că suferința, complicațiile postoperatorii sunt mult mai mari decât în chirurgia laparoscopică. Ne mai vorbim de reinserția socială a acestor pacienți asta și, care asta suferă. Asta este și ideea de bază. Dacă ne gândim că spitalizarea este redusă cu 70-80% față de chirurgia clasică, reinserția socială a acestor pacienți este mult, mult mai rapidă. Totuși există niște riscuri și există niște limite ale chirurgiei laparoscopice? Categoric. Nu există niciun gest chirurgical fără riscuri și fără limite. Toate au riscuri și o simplă injecție are un risc, dar mi-o intervenție chirurgicală. Nu trebuie să minimalizăm. Este minim invazivă, dar nu este minimală. Are o importanță deosebită. Pregătirea este personalului care se ocupă de asemenea tip de intervenție. Este o pregătire excepțională, de lungă durată, cu eforturi făcute și care trebuie luată în considerare. Sigur că are unele limite, așa cum deja am menționat mai adineori, sunt situații în care nu mai putem continua în tehnica laparoscopică și trebuie să trecem la tehnica totuși deschisă și trebuie pentru convertită intervenția chirurgicală. Da. Asta tot în interesul, la urma urmei, a pacientului, a siguranței pacientului. Care sunt limitele laparoscopiei, de exemplu? Când nu se poate face de la bun început intervenția chirurgicală prin laparoscopie, prin chirurgie minim-invazivă? Vedeți dumneavoastră, limitele chirurgiei laparoscopice ca termen general sunt greu de găsit acum. Dar fiecare tip de intervenție chirurgicală are câteva limite în care se contraindică sau nu este indicată de la bun început intervenția chirurgicală. Să dau un exemplu. Colecistectomia laparoscopică, care este printre primele sau cea mai bine dezvoltată tehnică chirurgicală laparoscopică. La început a avut mai multe contraindicații, erau contraindicate chiar formele acute, severe. Astăzi, pe măsură ce am dobândit din ce în ce mai multă experiență de chirurgie laparoscopică, pe de o parte și pe de altă parte s-a îmbunătățit tehnica propriu-zisă, mă refer la aparatură și, mă rog, instrumentar, se abordează cazuri din ce în ce mai complicate, care anterior erau considerate contraindicate. Rămân contraindicații foarte puține, cum ar fi starea generală, afecțiunile cardiace care nu permit, știu eu, insuflarea de pneumoperitoneu sau o poziție îndelungată a pacientului. Sunt cam acestea sunt limitele. În rest, se cam intervine la și la vârsta mai înaintată. Absolut. Se poate interveni? Discutăm despre chirurgie minim-invazivă cu atât mai mult. Deci nu, vârsta, să știți că nu mai este de mult un factor. Doar de să risc. Nu există niște boli de care ați asta pomenit, cardiovasculare bolile, aceste boli de care discutam, cardiovasculare, mai ales cardiace, de insuficiențe cardiace severe, poate să fie și la vârste mai puțin înaintate decât... Ce ne spuneți despre istoricul laparoscopiei? Când a început în Târgu Mureș?
Sincer să spun, prima intervenție chirurgicală de colecistectomie laparoscopică în Târgu Mureș a avut loc în, dacă nu mă înșel, într-o ianuarie 1994. Imediat sunt 25 de ani de atunci. A fost făcută la noi în clinică, o echipă autohtonă, după îndelungi pregătiri și tatonări, după experiențe câștigate în alte zone, în alte țări, am reușit să facem prima colecistectomie laparoscopică. La început mai încet, dar după aceea ne-am descurcat din ce în ce mai bine. Deci iată că sunt deja cam 25 de ani de la prima colecistectomie laparoscopică. Și în ceea ce privește aparatura? Aparatura a suferit modificări de atunci și până acum, categoric, ceea ce ne-a și permis să abordăm tehnici din ce în ce mai dificile pe cale laparoscopic sau să extindem plaja de intervenții chirurgicale laparoscopice, însă trebuie să fac totuși o mențiune că dezvoltarea acestor instrumente și aparaturi nu a fost chiar în ritmul dorit de noi. Noi am fi vrut poate mai mult. Suntem ca niște copii care am fi vrut mai multe jucării, dar ne descurcăm și cu astea care le avem și o zic în condiții onorabile. Și în ceea ce privește pregătirea personalului, cum a decurs? Pregătirea personalului de atunci și până acum, dată fiind beneficiul acestei intervenții chirurgicale și splendoarea ei, a fost o pregătire continuă. Tot timpul au fost cel puțin 1-2 membri ai echipei, a clinicii, care se pregăteau pentru, într-un fel sau altul, pentru acest tip de intervenție chirurgicală. Și acum avem tinerii rezidenți care au participat nu de mult la cursuri de antrenament în diverse locații din țară sau din afară. Domn doctor, ne oprim pentru o foarte scurtă pauză de publicitate. După pauză revenim și continuăm discuția. Mulțumesc!